Wow, ce apariție! Da, mulțumesc. Ești spectaculoasă. Știu. Și extrem de curajoasă și bravo ție. Mulțumesc. Ai o atitudine de lăudat. Bun, ia să începem. Hai, Marian. Bună, bine ai venit. Pe Marian l-am băgat în ceață, săracul. Ce, aoleo, se lipește de scaunul ăla, zice, ce? O să vezi, dragă, nu pot să-ți deconspir eu chiar totul. Sunt puțin confuz doar. N-ai de ce. Treci cu întrebările la fată și s-ar putea să îți mai treacă din confuzie. Păi aș dori să știu despre ea, orice, care să, probabil, să-i prezinte identitatea. Păi întreabă și pe ea, nu știu. Păi începe cu ce dorești, dacă te, nu te superi. Păi aș dori doi mici și o bere, dacă s-ar putea. Și muștar. Bine, păi fi mai specific. Asta dacă, zic. Dacă poți spune ceva despre trecutul tău. Ok, nu am părinți. Nu ai părinți? Eu, ia, căci că s-au întors Claudiu și Anica. Ce tură scurtă au avut ăștia mici. Bun. Îi așteptăm în platou să vedem cu ce impresii vin din tura asta prin București. Bun, și sunt curioasă dacă are Claudiu pe... Ah, dar el are barbă și nu se vede. Aici pe frunte poate l-a pupat Anica. Sau poate l-a pupat pe gât. Vedeți, doamna Gabriela, ce bine facem? Noi, ce băieții, facem bine, îi facem bine lui Claudiu. Îl scoatem în oraș, îl facem să iasă în oraș, de fapt. Hai, lasă-i tu binele lui Claudiu și încearcă să o cunoști pe Ana Maria, să-ți faci și ție un bine. Deci pot continua. Te rog. Te rog frumos, spune-mi, cum nu ai părinți? Adică, ești orfană sau... Adică, da, cum s-a întâmplat, sunt orfană, dacă nu am părinți. Am crescut în cămin. Dar mama de ce? Mea... Ce s-a întâmplat? Mama mea m-a abandonat de mică, de la 2 săptămâni. Wow! Da. Și ai aflat de ce? Am aflat ulterior, acum 6 luni, când am și cunoscut-o. Am aproximativ 21 de ani. Mulți înainte. Mulțumesc la fel. Și ți-ai dorit să o cunoști? Sincer, nu. Am cunoscut-o pur și simplu printr-o greșeală, pot să spun. Doamne! Da. E fascinant. Sunt iubitoare de animale. Mi-am dus o cățelușă la sterilizat. În momentul în care am ieșit din cabinet, m-a oprit o femeie și mi-a spus că mă cunoaște. Ea? Da. Așa. Mi-a spus că nu are de unde, pentru că nu stăteam în acea zonă. A tot insistat și la un moment dat, pur și simplu, m-am gândit să întreb de mama mea. Pentru că aveam niște informații, precum că mama stă prin zona respectivă. S-a uitat la mine, mi-a spus că există posibilitatea să fie mama mea. M-a luat de mână, m-a dus la ea și chiar ea era. Cam asta a fost. A fost un șoc total. Wow! Da. Dar femeia aia, de unde știa? Care e istoria ta de viață? De unde o cunoștea pe mama ta? Nu știa. Am un frate geamăn. Ce ai? Am un frate geamăn. Și înțeleg că pe fratele tău nu l-a abandonat? Pe fratele meu nu l-a abandonat, iar pe mine da. Suntem 6 frați. Dar tu ai un frate geamăn, ceea ce... Da. E mai tulburător decât... Da, eu nu știam de el. Sunteți 6 frați și... 6 suntem, da. Doar pe tine te-a lăsat la... Da. De ce? N-ai întrebat-o? Am întrebat-o... N-a știut să-mi dea un motiv rezonabil. Dar ai 6 frați mai mari sau mai mici? Eu sunt penultima. Penultima? Deci, după tine a mai făcut un copil și l-a păstrat. Și cu toate astea, da, pe tine toți, te-a lăsat acolo. Da, toți frații sunt. Doar eu am fost cea dată. Dar mă bucur că m-a dat. Nu aveam un viitor lângă ea. Eu înțeleg lucrurile astea pentru că în viață îți sunt niște situații hărăzite, ca să zic așa. Corect. Ca să ajungi acolo unde trebuie. Dar nu cred că nu te întrebi cum Dumnezeu a făcut 6 copii, eu sunt a 5-a, pe mine a 5-a din 6 m-a ales, de ce Dumnezeu? Pentru că tatăl meu nu a vrut fată, a vrut doar băiatul. A păstrat băiatul, iar în decurs... Dar frații tăi, restul sunt numai băieți? Nu, sunt și fete, doar că sunt tații diferiți. Aha. Da. Wow, e tulburător ceea ce îmi spui. Da.
Și cum, tatăl tău de fapt nu te-a vrut și a zis pe ea să o dai? Da, și m-a dat. Nu m-a vrut nici familia din partea lui. A vrut doar băiatul. Băiatul a rămas, eu am plecat. Tu vorbești serios acum? Foarte serios. Doamne, deci mie mi se pare de domeniul fantasticului. Cum poți să alegi între doi copii doar pe criteriul că unul este fată și celălalt băiat? Nu știu. Asta am întrebat-o și eu. Eu am rămas fără cuvinte, crede-mă, e ceva... Și știi care e treaba? Mă bucur pentru tine că ești așa cum ești. Mulțumesc! Și că ți-ai acceptat statutul așa cum a venit el, știi? Mi-a fost destul de greu, mai ales când eram la școală. Tot timpul am fost... oarecum, nu știu, marginalizată și marginalizată de colegii mei, faptul că stăteam în cămin. Da, abuzată. În ce sens? Bătăi. Faptul că eu eram de la cămin, nu am avut niciodată familie, nu am avut cine să mă susțină, cine să mă apere. Am fost cam singurică. Da, da, asta te-a întărit. Da. Și te-a făcut să fii o luptătoare. Mai luptătoare decât cel care a ridicat mâna la tine. Oricum sunt o luptătoare. Bravo ție. Mulțumesc. Dar pe tatăl tău l-ai cunoscut? Cu tatăl meu am vorbit doar prin intermediul internetului. El nu mai este în România sau de ce? Este în România, dar tatăl meu și-a întemeiat altă familie și i-am respectat decizia. Și l-ai căutat tu sau te-a căutat el? Sau cum? Nu, eu l-am căutat pentru că el nu a vrut chestia asta. Dar tu de ce l-ai căutat? Adică și... cu mama ta până la urmă. L-am ce căutat ai vrut să te pentru vezi? Că eram curioasă de originele mele. Eram curioasă ce s-a întâmplat, de ce eu am ajuns la cămin, iar frații mei nu. E aceeași întrebare pe care mi-am adresat-o și eu. Adică cum poți să alegi între copiii tăi? Mi se pare... Eu nu am mai mulți copii, mi-aș dori, dar nu cred că aș putea să fac diferență sau dacă ar trebui să aleg între ei, cred că ar fi cea mai neagră zi din viața mea. Asta nu este pentru toată lumea. Nu toată lumea are simțul ăsta matern. Mă bucur că sunt sănătoasă. Așa mă este. Bucur că i-am cunoscut. Le mulțumesc în continuare că m-au lăsat. Pentru că dacă trăiam lângă ei, nu eram unde sunt. Mă bucur. Cine te-a ajutat în viață? Sincer, eu. Dar ai o prietenă, ai pe cineva apropiat cu care să te sfătuiești? Da, am cea mai bun prietenă a mea de 6 ani. Suntem cea mai bun prieten, mi-a fost și la bine și la greu. Și mulțumesc pentru asta. Și el provine tot din același mediu social? Poftim. Prietenul ăsta al tău provine tot din același mediu social și el a crescut tot... Nu, el are familie. Și cu toate Dar astea... m-a acceptat. Și Bravo. În același timp m-a acceptat și familia lui. În continuare fac parte din familia lui. Aș vrea să te mai întreb un lucru și în felul ăsta ai ieșit de conspirul lui Marian câte ceva. Sigur. Ai niște trăsături superbe. Mulțumesc. Și... Nu pot să nu remarc faptul că ai niște ochi superbi, ai niște sprâncene foarte arcuite și extrem de feminine, un nas delicat. Ești o femeie frumoasă, dar în același timp... În același timp ai o atitudine ușor masculinizată. Adică asta ești, pentru că... ești unsă foarte scurt, ai... Și tot știi ce zic, adică... Faptul că am trăit în cămin, chestia asta m-a făcut să fiu așa. Uh-huh. Am și făcut sport de performanță 5 ani, ce? Volei. Se vede, să știi. Se am vede. Făcut oricum mai multe.
dar m-am axat cel mai mult pe volei. Oricum, ideea e că cine mă place, mă place așa cum sunt. Corect, așa și este. Și nu o să mă schimb pentru nimeni. Așa este. Și e foarte bine că ai adoptat stilul ăsta. Ideea e că nu am stat numai în cămin. La vârsta de 3 ani am fost luată în plasament de asistentă maternală profesionistă. Doamna respectivă avea probleme cu alcoolul, plus personalitate multiplă, dacă știți ce înseamnă. E o personalitate boală, multiplă. Da, e o boală destul de rară. Și adică se credea mai multe... Are mai multe personalități și adică pur și simplu... se trezea și era o femeie dulce și suavă? Creierul îi joacă farse. Asta e ideea. Așa. Timp de 10 ani am fost bătută, maltratată, chinuită. Dar tu nu puteai să povestești toate lucrurile astea? Adică eu cred că venea cineva să controleze. Într-adevăr, era un control de rutină aproximativ din lună în lună, doar că mă amenința că mă omoară, că mă aruncă de la balcon. Dar toate lucrurile astea n-au fost depistate în școală? Pentru că un copil care este efectiv abuzat emoțional în felul ăsta are tot felul de reacții și o profesoară, o, nu știu. Am știut să mă ascund foarte bine. Ideea era că m-a amenințat că mă dă la cămin și îmi povestea tot felul de lucruri rele și am preferat să fiu chinuită și bătută decât să ajung în cealaltă parte. Cu toate că oricum am ajuns la în cămin înapoi. În 2010. Și ce s-a întâmplat când ai ajuns înapoi la cămin? Atunci am deschis ochii. Și ce ai văzut? Realitatea. Contați de că sunt bine. Să știi că eu nu sunt o persoană, sunt destul de puternică sau încerc să fiu. Dar dacă îmi dai voie, aș vrea să te iau în brațe. Ești tare frumoasă. Mulțumesc. Și ești un om special. Și cu toate greutățile ai crescut foarte frumos. A trebuit. Și mulți dintre noi nu avem... Avem de 100 de ori mai multe decât ai avut tu. Și nu ieșim oameni așa cum ai ieșit tu. Și vreau să spun un lucru, vreau să-ți dau un sfat, dacă îmi dai voie. Când o să ai un copil, indiferent dacă este fată sau băiat, să nu lași niciun bărbat să stea între voi, orice automat. S-ar întâmpla. Automat. Thank you.
Citeam chiar astăzi pe pagina de Facebook a Mirelei Retegan despre noi, cei care nu avem nicio problemă și care transformăm micile situații neplăcute în adevărate drame. Și poate ar trebui să ne dăm seama atunci când descoperim că sunt oameni care într-adevăr au probleme și trec prin adevărate drame, că nu facem altceva decât să ne plângem inutil. O văd și pe Ana Maria acum că zâmbește un pic mai bine. Cred că toată lumea a avut nevoie de o pauză cu adevărat ca să ne revenim într-un fel sau altul. Uite, te văd acum zâmbind. Bravo! Bun, Marian, e momentul tău, să știi. Știu că este momentul meu, dar, doamna Gabriela, eu pe fata asta o respect foarte mult și chiar apreciez faptul că a reușit să treacă prin viață și încă mai are zâmbetul pe buze. Eu, sincer, sunt emoționat și chiar apreciez ce a făcut. Trebuie să recunosc pentru că eu o respect din tot sufletul meu, dar nu pot să-i fac asta, nu pot să... Nu sunt pregătit pentru ea. Eu nu sunt pregătit și mi-asum asta. Dar ce pregăteală îți trebuie ca să iubești? Eu asta nu prea pot să înțeleg. E o responsabilitate la mijloc și nu pot să fac asta. Da, Lilian. Ce? Aș dori să ies eu la întâlnire. Măi, voi l-ați auzit pe Lilian? Ar dori să iasă el la întâlnire. Nu m-a întrebat pe mine. Important e ca Ana Maria să-și dorească treaba asta și important e ca voi doi să vă înțelegeți unul cu celălalt. Să Marian, încercăm. Pe tine o să te invit la locul tău. Mulțumesc frumos. Ar fi un nonsens să te trimit la De nu te vezi, ci pur și simplu o să vă las să discutați așa. Vrei să mai întreb ceva, Lilian, pe Ana Maria? Nu. Nu? Nu. Dar ce te-a impresionat? De ce-ți dorești să ieși cu ea? Impresionat povestei. Lasă-mă, mă, cu povestea, că acum ea e o femeie în toată firea și pe mine m-a impresionat povestea. Dar acum nu vreau să o iau de nevastă, știi cum e? Eu cred că, într-adevăr, suntem suma lucrurilor care ni s-a întâmplat în trecut. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne despartă trecutul de cineva din prezent sau că trebuie să ne apropie. Ar trebui să-ți placă ea așa cum este. Că e frumoasă, că e înaltă, că a făcut volei, că e o fată puternică. Alte lucruri să-ți placă la ea. Nu, ce s-a întâmplat, s-a întâmplat, e trecut. Trebuie să te gândești la un viitor cu ea. Mă gândesc și la viitor. Ia zi, Ana Maria, tu ești cea care decide. Ia ridică-te picioare, Liliane, să te vadă. Ca să știe ce are de... Întoarce-te. Ia uiți! Bravo! Îmi place. Îmi place. Vrei să te cunoști cu Lilian? De ce nu? Păi atunci, hai!